Într-o zi de doriu a întregii creștinătăți, de tăcere și de meditație, vă prezentăm drama lui Gheorghe Herdeș, un tată care nu mai știe încotro să caute salvarea copilului său. Băiatului suferă încă de la naștere de epilepsie focală de lob temporal stâng. George Virgil Herdeș are 26 de ani și la o vârstă la care ar trebui să se bucure de tinerețe, duce povara unui diagnostic extrem de grav. Epilepsie focală de lob temporal stâng, scleroză hipocampică. Părinții au primit vestea la câteva luni după ce băiatul s-a născut. Boala s-a agravat însă după vârsta de 14 ani. Acest diagnostic e pus pe clasa 8-a, mai precis, când a venit la examenul de capacitate pentru clasa 9, pentru a intra la liceu. Atunci a avut o criză mare care s-a manifestat prin spasme, a căzut jos, a făcut spume la gură, deci o criză epileptică puternică. S-a născut cu această boală? Da, el e născut cu Apgar 6, parcă, sau Apgar 8, nu știu exact precis, dar a fost tras cu forcepsul la naștere, care o dăunat, iar la 4 luni au avut iar o criză mai mică, căzând din pat de la o înălțime de 1,5 metri, cam așa, unde l-am găsit cu spume la gură și cu spasme și atunci. Ducându-l la medic la Târgu Mureș, acolo dânșii au transmis un diagnostic, ne-a dat un tratament pe care l-a urmat lunar? L-a urmat o perioadă. După aia nu mai a avut probleme așa mari sau crize până în clasa 8-a, atunci la examen, când a venit pentru clasa 9. Atunci a avut prima criză. Și de atunci s-au manifestat crizele, lunar sau săptămânal, în care era zile când avea o criză, două, trei crize, patru crize, era zile când nu avea sau săptămâni, pe aia iar apărea, se manifesta prin... El rămânea blocat în picioare, mâinile înțepeneau fața și rămânea cu privire într-o parte. Crizele durau de la 1 minut până la 2,5 minute și pe urmă își revenea, dar nu știa nimic de el. Și pe parcurs s-au mai făcut și crize mari, cam 7-8-10 crize puternice. Trăind mereu printre medici și experimente medicale, dar fără să-și piardă dorința de a visa la o viață normală, George a trecut recent printr-o altă intervenție chirurgicală, iar acum el se află într-una din rezervele secției Spitalului Clinic de Urgență din București. Copilul a fost propus pentru operație în anul 2014, deci în 2013 ne-a anunțat să fim pregătiți că în 2014 copilul, în funcție de fondurile de la Uniunea Europeană sau care revin medicinei, va fi programat pentru operație. Operație care a avut loc recent. Da, operația a avut loc recent, pe data de 10.04.2014. A început la ora 10 dimineața și s-a terminat seara la 8. Operația este o reușită, nu e prima, cred că în primele 10 operații făcute la Spitalul Baltazar Arsenie, în colaborare cu Spitalul Universitar București, cu doctorița Mândruță și profesorul Jean Ciurea, niște medici extraordinari. Cum îi va schimba viața această operație? Această operație va schimba viața în primul rând pentru că el nu mai putea să ia pastile, lua lunar sute de pastile, trei feluri, din care trei pe zi din fiecare. Nu le mai putea înghiți, nu mai putea să mănânce, nu mai avea poftă de mâncare, nu mai avea niciun poftă de viață. Tot timpul vrea să... să se facă bine, să fie și el ca ceilalți copii, ca ceilalți oameni, să-și facă un viitor, să... Și a încercat să facă acest lucru. A încercat chiar să urmeze o facultate. Da, copilul termina liceul de
muzică și arte plastice din Alba Iulia în 2006, iar în 2007 l-am scris la Facultatea de Pedagogie Muzicală Spiru Haret, unde a făcut 3 ani de cursuri, dar înainte de terminare nu s-a mai simțit în stare să continue pentru a da ultimele examene de pentru termina facultății și masterul, examenul final. El a spus că dorește foarte mult să facă această operație, auzind promisiunile doamnei doctor Mândruță, și cu ajutorul bunului Dumnezeu a făcut această operație, care este un succes. Până acum copilul s-a trezit, ne recunoaște, îi bine după operație, dar a rămas cu o deficiență de vedere. Lupta de recuperare a lui George Herdeș este însă lungă și costisitoare, iar fără ajutorul nostru nu poate reuși să o ducă până la capăt. Ce ar mai trebui făcut de aici înainte? Păi, acum e cel mai mult de făcut de acum înainte, pentru ca să-l ajutăm ca să-și revină. Nervii ei trebuie să ajungă, fiecare nerv trebuie să-și ocupe poziția, pentru că a fost luat fir cu fir, cum s-ar spune, pentru că fiecare are partea de vedere, ca să ajungă fiecare să coordoneze și locul de unde a fost scos partea vătămată. Și el necesită medicamente, tratament, recuperare la spital. Care implică anumite costuri. Da, implică costuri mari. Medicamentele în special sunt foarte scumpe, foarte scumpe, și de multe ori nu le găsești, trebuie să stai săptămâni întregi până vin și durează mult. Aveți banii necesari acestei perioade de recuperare? Păi banii necesari de unde să avem, că suntem pensionari, sunt pensionat de boală, copilul câștigă pensia de, cum îi spune, de handicap, 234 de lei, eu am 570 pensie de boală pe lună. Nu ne descurcăm, facem cum putem, dar dacă am putea cumva și prin bunăvoința oamenilor de bine din oraș, și ne-ar putea ajuta cu cât pot și cât îi lasă sufletul, nu contează, oricât faci pentru copil, să-l ajutăm să se recupereze și să intre și el în rândul oamenilor, să își facă o familie, un viitor, să termine studiile, dacă se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, și să ajungă și el un om, cum să zic eu, ca să ajute societatea asta, să se încadreze în societate și să fie folositor a societății din care trăiește. Pentru Gheorghe Herdeș nimic nu contează mai mult decât viața copilului său, iar cu credință în Dumnezeu, acesta speră că va veni și ziua în care își va vedea fiul sănătos. Credeți în minuni acum, în Săptămâna Mare? Da. Cred, și să știți că mi s-a întâmplat de mai multe ori, mi s-a arătat de la Dumnezeu de mai multe ori minunile. De mai multe ori am găsit în Crucea Sfântă, în cartof, când curățam cartofi și l-am tăiat în două, de mai multe ori am avut acest privilegiu. Pot face dovada cu poze, am chiar acasă în telefonul ăla, poze cu cartoful care l-am găsit cu crucea sfântă înăuntru. Dacă doriți să vă implicați în acest caz dureros, o puteți face donând bani în contul afișat pe ecran, deschis la Bank Post, sucursala Alba.